Ne bucurăm să continuăm studiul nostru în Cartea Faptelor Apostolilor. Este o carte care ne învață ce înseamnă să fii un martor al Domnului Iisus și în lecția de azi o să vedem cum martorii, Petru și ceilalți ucenici, de data aceasta vom vedea Petru și Ioan, au o îndrăzneală deosebită. Și dorim și noi să învățăm de la ei cum să devenim astfel de martori. Martori ai învierii Domnului Iisus. Înainte de a începe lecția noastră, să facem o mică recapitulare și să vedem ce am învățat în capitolul 1. Am învățat despre promisiunea pe care Domnul Iisus a făcut-o ucenicilor. Și capitolul 1 ne vorbește despre această promisiune pe care a făcut-o Domnul Iisus ucenicilor pentru ca ei să devină, și versetul cheie la întreaga carte, este capitolul 1, versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. În capitolul 2 am văzut împlinirea acestei făgăduințe și pogorârea Duhului Sfânt. Este descrisă pogorârea și noi am învățat în lecția trecută. Vedem reacția celor care au văzut, au auzit, o mare mulțime au rămas mirați, uimiți, au primit, dar au fost și cei care și-au bătut joc. Și vremurile nu s-au schimbat. Oamenii unii sunt deschiși pentru Evanghelie, iar alții își bat joc. Și acum, noi am avut de studiat și făcut observare în capitolul 3 și în capitolul 4. În capitolul 3 vedem că este deja începe opoziție față de lucrare, persecuție, da? Deci, de la capitolul 3, versetul 1 la 26, vedem care este cauza împotrivirii oamenilor, liderilor religioși, da? Și anume, vindecarea unui olog. Deci, de la versetul 1 la 26. La capitolul 4 vedem urmările imediate a acestei împotriviri. Iar la capitolul 4, 23, până la 3 cu... de la capitolul 3 până la 4 cu 23, vedem efectul general al acestei împotriviri în ce privește vestirea Evangheliei. Și acum să începem lecția noastră, deci aceasta a fost doar o recapitulare, și să vedem care este tema acestei lecții. La începutul lecției noastre spune așa: îndrăzneala care vine din faptul de a fi cu Iisus. Tema pe care am dat-o acestei lecții este îndrăzneala care vine de la Iisus în proclamarea Evangheliei. Scopul lecției este să arătăm cum prezența Domnului Iisus în viața apostolilor prin pogorârea Duhului Sfânt se vede în mesajele lui Petru și în viața ucenicilor. Ei sunt gata acum să renunțe la orice
ca să rămână credincioși mesajului primit. Am văzut că înainte ca să fie răstignit, Domnul Iisus a învățat pe ucenici și le-a promis că este necesar ca el să se ducă la Tatăl și le-a promis că vor primi Duhul Sfânt, Mângâietorul, după ce el va pleca. Și în capitolele 14, 15, 16 din Evanghelia după Ioan am văzut acest lucru. Iar în capitolul 2 am văzut împlinirea promisiunii. Ca să urmărim și să înțelegem îndrăzneala care o ai și o au ucenicii și să o avem și noi, vom împărți în trei și vom urmări trei aspecte din capitolul 3 și capitolul 4. În primul rând, prima rubrică, cunoașterea cine vindecă, pentru că are loc o vindecare miraculoasă, da? Deci e important și ucenicii știu cine este cel, cunoașterea cine vindecă. A doua rubrică, am văzut că ei au un mesaj și mesajul lor este foarte specific despre Domnul Iisus, dar este un mesaj care aduce nădejde. A doua, cunoașterea mesajului nădejdei sau speranței. Sau... În a treia rubrică, noi deja am vorbit și am împărțit capitole și vedem că începe opoziția sau împotrivirea religioasă. Deci, cunoașterea, deci că este normal să fie așa, a opoziției religioase, dar facem o liniuță și spunem, cunoaștem și soluția. Și o să vedem ce au făcut ei, da? Și noi am studiat acest lucru. Și acum, să vedem ce s-a întâmplat cu ocazia capitolului 3, când Petru și Ioan se suiau împreună la templu. Așa începe capitolul 1. Deci, capitolul 3. Ei se suiau la templu pentru rugăciune. La ora 9 era rugăciune. Un om la Poarta Frumoasă, spune așa, da, acolo era un om, o loc din naștere, unde, la Poarta Frumoasă, ca să ceară de milă, versetul 2, de la cei ce intrau în templu. Acest olog, care era un olog din naștere, nu putea face nimic altceva decât ce să facă. Ca să ne gândim în ce situație este acest olog. Decât să ceară bani. Deci el are o nevoie fizică, este dezavantajat din punct de vedere fizic, olog, nu se poate mișca, da? Și fără nădejde. Dar totodată vedem un om care nu are nicio direcție în viață, dacă de restul vieții el a stat doar cu mâna întinsă să primească ceva. De la oamenii care veneau la templu să se închine lui Dumnezeu. Interesant, dacă ne punem în această situație, înțelegem. Deci asta este prima imagine care avem de la versetul 1 la versetul 5. La versetul 6 spune așa, Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Deci, iată că pe aici au trecut mulți credincioși care se duceau la templu să se închine, da? Dar acești credincioși îi spune, uite-te la noi, argint și aur n-avem, bani n-avem. Dar cel care așteaptă nevoia care el ce știe că îi trebuie? Doar bani, da? Ce îi spune Petru? Noi știm că tu ai o nevoie mai mare.
ce am eu să-ți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te, umblă. Tu crezi că asta e nevoia ta? Că ai ceva nevoie de bani? N-ai nicio direcție. Dar noi vedem că tu ai o nevoie mult mai mare, și anume, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Noi am spus la început că trebuie să cunoaștem cine e cel care vindecă, cine e cel care poate schimba viața omului, cine este cel care poate să dea o nouă direcție unui om. Cine? Iisus Hristos. Versetul 7 și 8. Să vezi acțiunile care le ia Petru. Foarte interesant. L-a apucat de mâna dreaptă, l-a ridicat în sus și îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Și dintr-o săritură, versetul 8, a fost în picioare și a început să umble. A intrat în templu cu ei, deci le-a urmat, deci l-a ridicat, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. Trei lucruri. Umblând, sărind, lăudând pe Dumnezeu. Deci, omul acesta care nu știa să umble, dacă a fost o loc din naștere, care nu a fost învățat să meargă, Petru îi dă mâna și el sare, că el s-a întărit talpa, dar el n-a mers niciodată. Deci noi trebuie să înțelegem imaginea ca să vedem puterea care a avut-o în numele Domnului, da? Și el imediat începe să meargă pe picioarele lui. Când i-a dat mâna, l-a ridicat, l-a ajutat, dar de acum el nu știa cum să meargă. Dar el sare. Umblă, zice, umblă, dar sare. Foarte interesant, da? Cum ne spune. Ceea ce nu a făcut niciodată. Deci un om care a stat ani de zile la ușa templului, o loc de picioare, tot ce a știut el e că îi trebuie bani, probabil să mănânce, să trăiască, dar deodată primește putere să se ridice, dar nu numai atât, să meargă unde? În templu. Acolo unde mergeau oamenii ca să se închine. A intrat în templu și de acum ce făcea el? Ce spune aici? Lăuda pe Dumnezeu. El nu a avut timp nici să învețe să meargă, nici să știe mobilitatea aceasta care trebuie, cât îi învățăm noi pe copii, haide, încet, încet, da? Ca să învețe să meargă, de el dintr-o dată. Da? Și la versetul 9 și 10, toți îl văd, că ei l-au văzut, dar unde l-au văzut? La poartă, da? Toți care erau unde? În templu, spune versetul 9, l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Deci, prima oară, tot norodul l-a văzut. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului, ca să ceară de pomană. Atât era limita gândirii lui. Și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce s-a întâmplat. Deci, acest eveniment, Petru a îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, se uită la omul acesta și vede dincolo de ce vede omul care are nevoie și spune, ce am, îți dau. În numele lui Iisus, ce să faci? Să te scoli. El a cunoscut că Domnul poate să vindece atât trupul acesta, cât și sufletul lui. Dintr-un om care cerșea, care nu vedea nimic, dintr-o dată un om care ce face? Laudă pe Dumnezeu. Deci o schimbare dramatică în viața unui om. Printr-o atingere, prin vestirea Evangheliei despre cine?
În numele cui? Lui Iisus. Cine aduce vindecare? Cine aduce schimbare? Cine? Numele lui Iisus. Primul lucru care face un om care este vindecat, ce face? Îl laudă pe Dumnezeu. Dar ce fac oamenii care sunt pe lângă el? Se miră, da? Se mirau de o minune. Pentru că un om incapabil să meargă, acum ce face? Sare în sus. Interesant, nu? Deci un om incapabil să facă o mișcare, acum el sare în sus și laudă pe Domnul. Pentru prima oară. Și toți sunt mirați. Și acum să mergem la a doua rubrică. Deci am văzut că Petru și Ioan au văzut nevoia acestui om dincolo de câțiva bănuți sau chiar de mâncarea de toate zilele. Au văzut nevoia lui să-l primească pe Domnul Iisus, să audă de Domnul Iisus, să primească vindecarea fizică și sufletească. Dar ai îndrăzneală atunci când cunoști cine este cel care aduce vindecare. A doua rubrică, am spus, este important și poți să ai îndrăzneală când cunoști mesajul nădejdei. Și acest mesaj începe de la versetul, capitolul 3, versetul 11 la 26. Deci Petru folosește contextul, să spunem așa, și am văzut care e contextul. Toată lumea să uită, să vadă, îl știm cine e ăsta, era la poartă, acum e aici, înăuntru, sare. Petru vede toată această atmosferă și folosește atmosfera. Deci el folosește aceeași strategie care a folosit-o și în prima predică, asta e a doua predică a lui, da? El relatează evenimentul acesta deosebit cu cine? Cu Domnul Iisus și numele Lui. Vrea să folosească ocazia aceasta ca oamenii să audă despre cine? Despre Domnul Iisus. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, el fiind omul acesta, tot norodul mirat, de acum, toți au alergat la ei și deja vreau ca să-i facă pe ei zei, da? În privorul lui Solomon, versetul 11, versetul 12. Petru, când a văzut lucrul acesta, că toți veneau spre ei, ce a spus? Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați la noi? Deci ia atenția de la cine? De la ei. Și ce le spune? Ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta să umble. Și acum începe să spună, versetul 13. Despre cine va vorbi el acum? Despre Domnul Iisus. Dar începe de unde știu ei. Versetul 13. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe cine? Pe robul său, Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna cui? Lui Pilat. Și v-ați lepădat de el înaintea lui, a cui? A lui Pilat, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Deci foarte interesant, începe el să îl prezinte pe Domnul Iisus și spune nu noi, ci el, robul său, a lui Dumnezeu, a cărui Dumnezeu, lui Avram, Isaac și Iacov. Deci din nou se adresează cu ce știu. Ei știu cine e Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, da? Și el vrea ca să înțeleagă cum pot ei să-l primească pe acest Iisus. Voi
v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit. Deci îl numește robul său. Deci întâi o să ne uităm în fapte și apoi ne vom uita de unde folosește el aceste texte. Și spune, este cel sfânt, cel neprihănit și aș cerut să vi se dăruiască un ucegaș. Când a fost ca să aleagă între Domnul Iisus și Baraba, pe cine au ales ei? Pe Baraba. Deci arată, le arată care e starea lor. Ați omorât din nou. Cum îl descrie pe Domnul Iisus? Și noi am făcut listă despre asta. Domnul vieții. Pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Și noi suntem martorii lui. Deci Petru le spune, nu noi am vindecat, ia atenția de la el și spune, uite cine l-a vindecat. Robul lui Dumnezeu, Sfântul, Neprihănitul, Domnul vieții. Dar voi, el s-a prezentat vouă, dar voi ați ales pe cine? Un ucigaș. Versetul 16. Prin credința, și acum imediat le spune, după ce le arată cine e cel care a vindecat, spune prin mesajul, observați mesajul, cunoaște mesajul, cum să-l prezinte și ce să prezinte. Prin credința numele lui Iisus, a întărit numele lui pe omul acesta. Deci, prin credința în numele lui Iisus, a întărit numele lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți, cu toții. Deci, ce le spune? Le spune că prin credință omul acesta a fost întărit în picioarele lui, că era o loc, a fost tămăduit, deci prin atingerea Domnului Iisus de el în numele lui, el s-a sculat. De la versetul 13 până la 18, Petru vorbește de Hristos, de cel care a fost arestat, a fost judecat, a fost răstignit, dar a și înviat. Nu vorbește despre credința omului, înțelegeți? Deci vorbește despre Domnul Iisus. Deci astea, dacă vă uitați bine la evenimentele care le descrie el, este arestarea lui Hristos, judecata lui Hristos, răstignirea și învierea. Nu vorbește de credința omului, ci vorbește că Dumnezeu dă omului credință și vindecare. Prin credința numele lui Iisus. A întărit numele lui pe omul acesta. Mântuirea și vindecarea au venit de la Domnul. Deci, acum și o logul aude. Vă dați seama că și el începe să priceapă că el așa de repede s-a întâmplat, încât și el abia acum înțelege când aude, el e primul care este cel mai, care ascultă foarte atent ce se vorbește, da? Dumnezeu a ales ca să vindece pe acest om și de aceea el dă laudă lui Dumnezeu. El înțelege că Dumnezeu a ales ca să-l vindece, da? Astfel, de la versetul 19 până la versetul 26, în urma proclamării mesajului despre Hristos, ce se întâmplă? Ce le spune Petru? Versetul 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi pe Iisus Hristos.
pe care cerul trebuia să-l primească până la vremele așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri, spune Petru, au vorbit prorocii. Deci observați, continuu le aduce aminte de ce știu ei, da? Ologul aude mesajul, se bucură și începe și el să înțeleagă cine este acest Hristos în numele căruia a fost el vindecat. Vindecare care i-a adus nu numai vindecarea trupească, dar și o nădejde a vieții, da? Care de acum el îl laudă pe Dumnezeu și vrea să facă voia lui Dumnezeu. Și acum să ne uităm la textele pe care el le folosește și spune că Domnul Iisus, primul rând, la versetul 13, spune că este robul său. Și noi am avut în lecție toate aceste versete, da, în care am învățat că la Isaia, deci dacă ne uităm la Petru, el folosește continuu Vechiul Testament ca să explice și să fie înțeles de bărbații izraeliți care erau obișnuiți, care erau foarte religioși, da? Și în versetul 13 spune robul său Iisus. Și noi am avut să ne uităm la Isaia 42, de la versetul 1 la 8, unde spune așa: alesul meu, am pus Duhul meu peste el, este vorba de robul Domnului, el va vesti judecata neamurilor. Eu, Domnul, te-am chemat să dai mântuire. Este acest Iisus care l-a vestit Petru, robul Domnului. La Isaia 53, cu 11 spune: eu sunt Domnul și afară de mine nu este nici un mântuitor. De asemenea, ni se spune la Geneza 2:7, pentru că spune că El este Domnul vieții. Vă aduceți aminte că le spune El este Domnul vieții la versetul 15. Ați omorât pe Domnul vieții. Domnul a făcut pe om din țărâna pământului. El a participat împreună, Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, a participat în creierea vieții, da? La Ioan, capitolul 1, versetul 4 spune: el era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin cine? Prin el. Deci este creatorul, este dătătorul vieții. La Ioan, capitolul 14, versetul 16, Iisus spune: eu sunt ce? Calea, adevărul și ce? Viața. La Ioan, 1 Ioan 5, 11 la 12, spune: Dumnezeu ne-a dat ce fel de viață? Veșnică. Și aceasta este în cine? În Fiul Său. Cine are pe Fiul, are ce? Viață. Deci, îl prezintă pe cel care are ce? Viață. La Faptele Apostolilor vedem că el spune: el este cel lepădat, cel sfânt, neprihănit și ați cerut să vi se dea un ucigaș. Dar el, Domnul vieții, voi l-ați omorât. Nu numai atât, el spune că la Fapte 22 și 23, când continuă predica lui, spune: în adevăr, Moise a zis părinților noștri, din nou citează, da? Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri, și îl numește pe Domnul Iisus ce? Un proroc. Ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune.
Deci, la Deuteronom, capitolul 15, versetul 19, le spune: le va ridica un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce voi porunci eu. Noi știm că Domnul Iisus a venit și tot ce a vorbit de la cine? De la Tatăl. Deci, din nou vedem abilitatea lui Petru de a folosi Scriptura Vechiului Testament, care o înțelegeau ei, și să le arate că tot ce au auzit ei și că au auzit despre Iisus, pentru că El este robul său, El este Domnul vieții, El este, numele Lui este Iisus și El este prorocul despre care a vorbit Moise. Toate acestea ca ei să înțeleagă că mesajul despre numele Lui trebuie să-L cunoască. De ce? Pentru că El e Cel care a făcut ce? Vindecarea trupească și sufletească. Și aici ce le spune? Pocăiți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Toate aceste lucruri se întâmplă ca voi să cunoașteți vremuri de înviorare. Acum e vremea să vă întoarceți la Dumnezeu. Petru se apropie de sufletele lor și le vorbește, da, este o vindecare, dar mântuirea vine prin credința în Domnul Iisus. Și uite cine este Iisus. În predica lui, în analiza aceasta a predicii lui, vedem că folosește Scriptura, ceea ce ei știu și cunosc. Îi aduc în contextul în care se află ei, care nu de mult l-au răstignit, l-au judecat și l-au respins. Dar, tocmai prin minunea aceasta, prin prezența martorilor, ei au ocazia să audă din nou mesajul cine este Iisus. Cel care poate da nu numai vindecarea aceasta trupească, ci vindecarea sufletească și anume mântuirea. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Ce au ei nevoie? Să vi se șteargă ce? Păcatele. Se pune întrebarea, toată lumea a fost fericită de mesajul acesta care l-a auzit? Mergem la rubrica a treia. Trebuie să cunoaștem și să vedem ce au cunoscut apostolii în ce privește împotrivirea, da? Capitolul 3 se termină. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, și am văzut de două ori, repet acest lucru, l-a trimis mai întâi vouă. Domnul Iisus a venit la cine întâi? La ai săi, da? Să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Iată dorința pe care o are Dumnezeu și Petru transmite acest mesaj. Cum răspund? Versetul 1, 4. Pe când vorbea Petru, Ioan, deci merge la, să vedem opoziția religioasă acum. Norodul au venit la ei pe neașteptate, în timp ce norodul asculta și care au văzut minunea, preoții, căpitanul templului, între timp s-a făcut mișcare, da? Saducheii, foarte necăjiți, versetul 2. De ce erau ei necăjiți? Au auzit multe din mesaj, dar un aspect nu le-a plăcut. Ce anume? Învățau pe noroci și vesteau ce? În Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și ce au făcut? I-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Deci, uitați-vă cum s-au strâns preoții, liderii, și au respins mesajul, s-au opus. Dar, versetul 4,
Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Deci vedem rezultatul vestirii cuvântului cu îndrăzneală. Așa e? Ne uităm în continuare, de la versetul 5 la versetul 12. Cine s-a strâns, versetul 6, marele preot, Ana, Caiafa, unde au fost ăștia prezenți? Și la judecata Domnului Iisus, da? Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Deci, cum am spune noi, elita, da? Toți s-au adunat și au întrebat pe Petru. Care este întrebarea lor? Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Deci, nu interesează că omul la olog sare în sus și bucuros și s-a schimbat viața lui. Cu ce putere ați făcut voi lucrul acesta? Care-i răspunsul? Interesant. Ce răspunde Petru? Versetul 10. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele cui? Lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care ce erau ei deranjați? Vă aduceți aminte? Că vorbea despre ce? Învierea morți. Pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Și ce le mai spune în continuare? El cine? Iisus Hristos din Nazaret înviat este piatra lepădată de cine? De voi, zidarii, care au ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și versetul 12, care este extraordinar. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Deci, ce mesaj clar, scurt și cuprinzător. Întrebarea lor cu ce putere și ei, Petru, prezintă pe cine? Din nou. Pe cine este numele lui Iisus Hristos din Nazaret? Este cel care voi l-ați răstignit și care Dumnezeu l-a înviat. Și el este piatra din capul unghiului. De la versetul, când au văzut ei îndrăzneala, la versetul 13 spune, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, ce au zis? S-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Dar au priceput ceva. Ce au priceput? Că au fost cu Iisus. Martorii și-au făcut foarte bine responsabilitatea și au dat mesajul foarte clar la care ei n-au mai avut ce spune. Da? Au cunoscut că au fost cu Iisus. Dar erau aici într-o dilemă, observați, fiindcă vedeau lângă ei, deci mărturia era clară, oamenii au văzut. Tot l-au cunoscut pe ologul ăsta, cum erau și cum e acum. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul ăsta care a fost vindecat, nu puteau să zică nimic. Deci mărturia au auzit, au văzut, nu puteau să spună nimic. Dar n-au lăsat cuvântul ce să facă? Să pătrundă, cum au s-a adăugat mii de oameni. Nu. Ce au făcut atunci? Ce vom face oamenilor ăstora? În primul rând le-a poruncit doar să iasă afară din sobor și s-au sfătuit între ei. Da?
Toți locuitorii Ierusalimului știu acum că s-a făcut minunea asta, care nu o putem tăgădui. Deci e clar că nu putem, am văzut cu ochii noștri. Și versetul 17 până la 21, ei spun să-i amenințăm, să le poruncim, să nu mai vorbească numele lui Iisus. Asta e soluția. Am văzut, am auzit, nu putem nega, dar putem face ceva. Să-i amenințăm, să le poruncim, să nu mai vorbească numele lui Iisus. E, acum s-au intimidat ucenicii. După ce i-a chemat, după ce le-a poruncit, versetul 18, să nu mai vorbească cu niciun chip, spune, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Deci observați ce face un martor. Învață numele lui Iisus și tot ce vorbesc este concentrat în persoana Domnului Iisus. Ce spune Petru și Ioan, versetul 19? Și ce trebuie să înțelegem și noi? Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. De fapt, ce spune Petru? Noi suntem credincioși, martori al lui Iisus și acum noi ascultăm de cine? De Dumnezeu. Noi înțelegem autoritatea voastră, dar dacă voi ne opriți din chemarea pe care noi o avem, Ce spune el? Este drept să ascultăm de voi mai mult decât ce ne-a cerut Dumnezeu foarte clar? Cine le-a spus? Și Domnul Iisus ce le-a spus? Voi îmi veți fi ce? Martori. Și ăștia ce spun acum? Nu mai fiți martori. Dacă oamenii ne opresc și ne spun nu, nu e voie. Cum a spus și altul. N-aveți voie să aduceți literatură. Nu e voie să le vorbești la oameni de Dumnezeu. Este drept să ascult de voi sau să ascult de cine? De Dumnezeu. Pentru că știu că oamenii au nevoie să audă mesajul despre Hristos. Și i-au amenințat, i-au lăsat să plece. Cum să-i pedepsească? Să tot gândeau ei cum să le pedepsească. Și până la urmă ce a făcut? Le-a dat drumul. Dar i-au amenințat din nou, deci i-a amenințat odată, iar i-a amenințat la versetul 21 și i-au lăsat să plece căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, cu alte cuvintele era frică de revolta oamenilor, fiindcă toți ce făceau? Așa de frumos, contrastul. Deci opoziție, împotrivire, mustrare, închisoare, amenințare, dar Dumnezeu își face lucrare. Și cei care au primit mesajul, ce fac la versetul 21? Rezultatul. Slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Deci, da, preoții, bătrânii din conducerea templului s-au împotrivit. Dar a oprit mesajul martorilor? Nu. Petru și Ioan, pentru că vrem să știm, este opoziție, întotdeauna a fost opoziție și va fi opoziție. Dar ce au înțeles ei? Că trebuie să asculți de cine? De Dumnezeu, chiar dacă va trebui să suferi consecințe. Da? Pentru că ei nu pot să fie altceva decât martori. Când a auzit Petru și ceilalți, al doilea lucru, în primul rând, confruntă și spune: eu voi rămâne martor, chiar dacă mă ameninți, chiar dacă îmi spui să tac, eu voi asculta de cine? De Dumnezeu. Următorul lucru care fac, de la versetul 23, spune din nou: după ce le-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor. Ai lor, cine or fi ăștia ai lor? Și le-a istorisit la ucenici, da? Le-a istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Deci, cine a fost împotrivire? Preoții cei mai de seamă și bătrânii care erau la templu.
Când au auzit ei aceste lucruri, toți, da, ucenicii, și au ridicat glasul, care este soluția? Să rămânem tare în chemarea noastră, numărul 1, și numărul 2, ce au făcut ei? Au ridicat glasul împreună. Deci, a fost numai Petru și Ioan, s-a dus la frați și acum împreună ce fac? Se roagă. Interesant e cum se roagă. Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul și pământul, Dumnezeul vieții, da? Marea și Creatorul, tot ce este pe el. Tu ai zis, și dă un citat care este din Psalmul 2. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații pământului s-au răsculat, domnitorii s-au unit împotriva cui? Domnului, împotriva unsului său. Într-adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, observați în continuu pe cine și calitățile cui le declară, ale Domnului. Robul tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta cine? Irod, Pilat, din pod și cu neamurile și noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte de fapt cine? Sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la cine? La ei și amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Întinde-ți mâna ca să facă tămăduiri, minuni, semne prin numele robului tău, celui sfânt Iisus. Ce se întâmplă? Care-i soluția opoziției, amenințărilor, închisorii și opririi? Au vrut ei mesajul. Ce fac apostolii, ce fac credincioșii? Se roagă. Ce trebuie să facem și noi? Să ne rugăm. Doamne, uită-te la amenințările lor. Și dă robilor tăi ce? Care-i concentrat? Vai săracii de noi! Nu! Dă-ne putere să rămânem tari, își cunosc ei chemarea? Da! Știu că sunt martori ai lui Iisus Hristos? Da! Și acum ei ce cer? Putere! Putere și îndrăzneală să rămână credincios, să facă minuni și laudă pe Dumnezeu ca Domnul vieții, suveran și în control. Deci ei cunosc că Dumnezeu este în control. Prin rugăciunea lor ce înțelegem? Dumnezeu e în control a situației, a împrejurării în care se află și că El este Cel care hotărăște orice situație. Dacă ne uităm, deci fapte, 4:25 se potrivește cu Psalmul 2, unde spune pentru ce întărâtă neamurile și cugetă lucruri deșarte. Ucenicii recunosc că Dumnezeu este Cel care dă viață, Cel care controlează situațiile. Și rugăciunea lor, de fapt, ce când spune întindeți mâna ca să se facă tămăduiri în numele robului tău, cel sfânt Iisus. Ce ți arată această rugăciune? O totală încredere în cine? În puterea Domnului Iisus. Deci, rugăciunea lor arată o totală încredere în puterea Domnului Iisus, care poate să facă minuni. Nu ei. Ei au în tot timpul dau slavă lui Dumnezeu. Și rugăciunea lor a fost ascultată. Versetul 31 ne spune, după ce s-au rugat,
S-a cutremurat locul unde erau adunați și s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ce au cerut? Aia au primit. Da? E după voia lui Dumnezeu ca să ne rugăm să ne dea Dumnezeu putere să vestim cu îndrăzneală? Da. Și Dumnezeu ne va da putere. Ea asculta rugăciunea? A fost după voia lui? Da. Deci, să facem o concluzie la lecția noastră. Îndrăzneala care vine de la Iisus în a vesti mesajul despre El, mesajul Evangheliei, mesajul pocăinței, este prin cunoașterea persoanei Domnului Iisus. Când cunoști cine este Iisus, ce a făcut El, ai un mesaj și ai putere să rămâi credincios. Dușmanii lui Domnul Iisus au cunoscut că ucenicii au fost cu Iisus și că abilitatea lor de a vorbi despre El, despre Iisus, nu a constat în pregătirea lor omenească. Zice, needucați. Dar au fost educați de cine? De Iisus. Și s-a cunoscut cunoașterea lui Iisus în vorbele lor. Deci, prezența Domnului Iisus în viața noastră, cunoașterea Scripturii, ne va da îndrăzneală să vestim despre El, cine este El și ce face El și Cel care aduce mântuire. Cel care este martorul lui Hristos nu se intimidează despre amenințări, închisoare, ci rămâne credincios lui Dumnezeu, cerându-i, știe și soluția, cerându-i putere de la El să rămână tare și să vestească cu îndrăzneală. Ei au înțeles care este poziția lor și anume că sunt robii Domnului, că sunt martorii Domnului, dar le trebuie putere de la ei. Domnul le-a promis că le dă, ei continuă să ceară și să depindă de Dumnezeu. Câteva întrebări de aplicare. Ești un martor al lui Iisus Hristos? Dacă oamenii îți spun să taci din gură, sau legea îți spune să taci din gură, te oprești? Noi trăim în libertate, slavă Domnului, că putem vorbi. Dar dacă sunt oameni care îți spun, taci din gură, ce vei face? Vei răspunde și tu ca Petru și Ioan? Este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Folosești tu orice ocazie, chiar și față de cei care te amenință să le prezinți Evanghelia? Petru le-a spus, în nimeni altul nu-i mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuit. El a folosit ocazia atunci când i s-a spus să tacă din gură, când i s-a spus să nu mai să fie amenințați, vă oprim, el a spus, le-a păsat de ei, că ei trebuia să audă și ei. În nimeni altul nu este mântuire. Când ai pasiune pentru oameni, indiferent de contextul în care ești, Dumnezeu îți dă îndrăzneală. Nu ți-e rușine de Evanghelia lui Hristos și nu ți-e rușine de numele Lui. Pentru că Dumnezeu poate schimba pe oricine. Dar noi suntem chemați să ce? Să vestim cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Ce faci când ești oprit? Ce te rogi? Cum te rogi? Foarte important.
ți-e milă de tine că ești amenințat? Sau ești bucuros de privilegiul pe care l-ai? Da? Ucenicii au fost foarte fericiți că Dumnezeu a ales ca să-i pună în această poziție și ei au cerut mai multă putere. Ei și până acum au avut putere. Până acum am văzut îndrăzneală, dar ei vor și mai multă îndrăzneală. Nu vor să se lase copleșiți de amenințările lui. Se pune întrebarea, cum răspundem noi când oamenii ne spun să tăcem? Prea mult. Nu intra în viața altora. O fi bun pentru tine, dar nu pentru alții. Am învățat și continuăm să învățăm în cartea Faptelor Apostolilor faptul că noi am auzit Evanghelia, mulțumim lui Dumnezeu pentru că oameni ca și noi au înțeles mesajul martorului să ne vestească mântuirea în numele lui Iisus și astfel să primim noi viață veșnică. Oare se oprește la noi? Nu. Dumnezeu ne cheamă să vestim cu îndrăzneală. Chiar dacă avem de suferit amenințări sau orice altceva. Iei o hotărâre și tu să fii un martor al lui Hristos? Dacă l-ai primit ca Domn și Mântuitor, nu poți să nu vorbești despre Iisus. Nimeni nu te poate opri. El poate să-ți dea îndrăzneală, rămâne ca tu să-i o ceri, să înțelegi prioritatea în viața ta, să-ți faci o analiză a vieții tale și să te pui la dispoziția Lui. Și eu și tu avem nevoie ca să vestim Evanghelia celor ce nu-L cunosc pe Hristos.